Lucrările la construcția halei agroalimentare din Zalău se apropie de final și la sfârșitul acestei luni va fi dată în folosință. Comercianții din piața centrală se vor putea muta în spațiile special amenajate după ce își vor închiria spații prin licitație. Hala agroalimentară va avea la parter 105 spații pentru vânzarea legumelor și a fructelor pe o suprafață de peste 580 de metri pătrați, 10 locuri pentru vânzarea produselor lactate, 4 locuri unde comercianții vor putea vinde ouă, 10 locuri pentru vânzarea florilor, dar și spații special amenajate pentru covrigării. Etajul întâi al halei agroalimentare este destinat spațiilor comerciale pentru produsele de panificație și de patiserie, produsele din carne, dar și produsele industriale. Clienții se vor putea odihni în spațiile special amenajate, tot la etajul întâi, unde au fost prevăzute cafenele și o terasă acoperită. Potrivit biroului de presă al primăriei Zalău, valoarea totală a investiției este de peste 13 milioane de lei, iar finanțarea s-a făcut printr-un credit accesat de primărie și din bugetul local. Piața centrală, de unde zălăoanii își cumpără acum legume și fructe, va fi dezafectată treptat pe măsură ce comercianții își vor închiria spații în urma licitației.